Bună ziua, dragile mele! Se apropie Crăciunul și, cum v-am obișnuit în fiecare an, o să facem și astăzi un decor simplu de Crăciun. De exemplu, mergeți la plimbare, în curte, în parc, luați niște bețigașe, niște crenguțe pe care le vopsiți. Eu le-am vopsit în bronz. Puteți să le lăsați și în culoare naturală, dar puteți să le vopsiți în ce culoare doriți dumneavoastră. Aceste crenguțe o să ne folosească ca suport pentru decorul nostru. 7, 8, 9, în funcție de câte globuri aveți. Vă aduceți aminte de cutia noastră de nes. Da, cea pe care am vopsit-o în roșu. Acum am introdus în ea o bucată de polistiren care o să ne susțină decorul. Globurile. Am îndepărtat dispozitivele de agățat în pom. Și le introducem în vârful crenguței. Le introducem în cutia de nes și vom face din ele un decor foarte frumos care seamănă cu un buchet de flori. Numai că în loc de flori, noi folosim globurile. Desigur. Pentru că cutia este roșu cu galben și eu am folosit globul roșu cu galben, că astea le-am mai multe. Nu fiți preocupate că nu trebuie înfipte toate în polistiren. Așezați-le cât mai dezordonat, pentru că o să arate foarte bine. Nu fiți preocupate neapărat de poziția pe care o au, ele se vor așeza singure până la urmă și dacă nu vă place, le mai așezați dumneavoastră. Dar în modul spontan, așezate oricum, ele vor arăta foarte bine. Pentru încheiere, o să-i adaug un pic de decor verde care să ne aducă aminte de Crăciun și o floare artificială, o crăciuniță. Încă nu este sezonul celor vii și nici n-ar avea rost să puneți o floare vie la un astfel de decor. Uitați-vă numai cât este de simplu. Cât de simplu și cât de elegant. Floarea de Crăciun, globurile așezate arată exact ca un buchet de flori, foarte frumos. Un decor atât de simplu și de elegant din reciclabile. Crenguțe, cutie de nes vopsită, câteva globuri și o floare artificială de Crăciuniță. Grăbiți-vă! Vine Crăciunul!